A sosit primăvara. Odată cu primele zile însorite, la Cooperativa Meșteșugărească Muncă și Artă din București se intensifică pregătirile pentru noul sezon. Colectivul de conducere studiază proiectele modelelor de primăvară. În fața muncitorilor din Cooperația Meșteșugărească stă sarcina de mare importanță de a spori neîncetat producția bunurilor de larg consum pentru consolidarea succesului reformei Bănești. Această sarcină patriotică este îndeplinită zi de zi de colectivul harnic al Cooperativei Muncă și Artă. Cât mai multe confecțiuni frumoase, de bună calitate și ieftine. Sub această lozincă muncesc membrii cooperativei în întâmpinarea zilei de 1 mai. Trimițând pe piață cantități tot mai mari de mărfuri, cooperativele meșteșugărești aduc o contribuție prețioasă la întărirea leului, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. Un magazin obișnuit? Nu, o casă de mode deschisă de curând în București. Pentru gusturile bucureștencelor se cere multă migală la găsirea și executarea fără cusura modelelor. Modele de sezon noi și atrăgătoare care să corespundă cele mai înalte exigențe. Iată dorința lucrătoarelor de aici. Alegeți cu noi modelele care vă plac. Coafura zilei la Bruxelles, stilul parisian romans. Toamna aceasta, în grădinile Versailles, au fost expuse cele mai noi modele pentru femei. După cum vedeți, se revine la linii curbe și la volume pronunțate, care favorizează feminitatea. Călturile lui cuptor s-au prelungit până în august, dar cei ce se îngrijesc de frumusețea vestimentară nu și-au uitat datoria. Grație lor vă putem prezenta câteva modele de toamnă, așa cum ni le recomandă Cooperativa Artex din Arad. Și acum, tot pe...
Tema e tradițională, primăvara. Decorul obișnuit, cișmigiul. Singurul lucru neobișnuit e că primăvara a sosit de mai bine de o lună de zile și că noi am cam întârziat cu reportajul. Ghioceii cu prospețimea și gingășia lor au vestit-o de mult. Și odată cu mărțișoarele, primăvara pătrunde în inimile tuturor. Iată ce a pregătit întreprinderea de stat Arta Modei pentru noul sezon și în special pentru ziua de 8 martie. Uzinele Chirov prezintă modele noi de încălțăminte. Acest pantof cântărește numai 120 de grame. Se apropie ziua femeii, dar n-au fost uitați nici bărbații. Fabrica de confecții Gheorghe Gheorghiu Dej din capitală prezintă moda anului 1958. Cooperativa Casa de Mode București vă prezintă ultimele sale creații pentru copii. Și acum, moda anului 1958 pentru femei. Pentru primăvară, cooperativa Tricotextil pregătește câteva modele din tricotaje. Iată și ultimele coafiuri realizate de maestri din Republica Democrată Germană, intitulate Da Capo și Caravel. Răsfoim și caietele de modă. UCECOM-ul ne prezintă un album cu modele interesante, diverse, într-o ireproșabilă execuție. Să urmărim linia modei viitorului an. Modele tinerești de dimineață și de după amiază. Loc bogat îl ocupă toaletele de seară. Surprize și pentru copii.
Modele pentru toate vârstele. ...metri țesături din economie au dat peste plan și muncitoarele de la țesătoriile reunite. Comunistele Avram Aurica, Nicolae Elena, Tracarea Maria au dat peste plan 100 kg fire, 330 metri bandă urzeală și 76 metri țesături din fibre sintetice. Noile produse, blana tip leopard, bogata gamă de imprimeuri au și luat drumul magazinelor. Să le urmăm! Ce vom purta în luna florilor la marea sărbătoare de 1 mai? Magazinele din capitală ne răspund oferindu-ne noile sortimente de sezon. Primăvara 1960 e mai bogată în culori și linii decât toate celelalte primăveri. Pentru toate gusturile, pentru toate orele zilei și pentru seară. Dar noi, au întrebat copiii dornici să se înnoiască. Pentru ei, pentru cei mici și pentru toți consumatorii, magazinele bucureștene au pregătit în cinstea zilei de 1 mai cele mai alese și mai variate mărfuri. Și fabrica de confecții Gheorghe Gheorghiu Dej ne-a pregătit de pe acum toaletele anului 1961. Costumul de plajă, rochiile, costumele pentru copii. Toate modelele sunt confecționate din tricotaje de bumbac. O noutate pentru fabrică și o surpriză pentru cumpărători. În magazine, moda de toamnă și-a făcut acest debut original, dar și impresionant. Căci, într-adevăr, care toaletă ar putea da emoțiile primei uniforme școlare? Dar înnoirea esențială se află aici, în manualele care păstrează deocamdată închise în paginile lor mulțime de lucruri încă neștiute. Să le întrezăriști de pe acum într-o fugară răsfoire e o ispită la care nu rezistă niciun elev, indiferent de vârstă. Cei mai mici au și altă curiozitate, cunoștința cu școala chiar mai tânără decât ei. Iată, aceasta e clasa noastră. Dar manualele? Sunt și ele gata în 17.500.000 de exemplare care se vor distribui gratuit și anul acesta tuturor elevilor de la 1-a la 7-a. Ședințele de lucru ale creatorilor de modele din fabrica de confecții București sunt adevărate parade ale modei. Deosebire ar fi doar că ilustrația muzicală este înlocuită aici cu observațiile și sugestiile de îmbunătățire. Modelele acceptate intră operativ în producție. Eforturile întregului colectiv sunt concentrate către obținerea unor confecții care să răspundă celor mai exigente cerințe de durabilitate, comoditate și eleganță. În prezent, fabrica se pregătește să participe la pavilionul anual de mostre. În acest scop, diferitele ei colective au conceput și execută peste 1000 de noi modele de confecții din țesături și tricotaje, dintre care vă prezentăm câteva, cum s-ar spune, în avant-premieră. Pentru produsele tot mai frumoase ale fabricilor noastre de eleganță și confort, se cer și se construiesc noi magazine. Magazinul recent inaugurat la Pitești este o îmbinare izbutită de arhitectonică luminoasă și, ca să zicem așa, conținut bogat. Încântați de noul lor magazin, piteștenii admiră călduros și diferențiat, fiecare după gustul lui. Modern, cu vitrinele sale bogate, surâde în centrul noului Pitești de-a lungul unei străzi întregi. Frumosul și utilul, inspirat în binate, au caracterizat prezentarea modelelor create de muncitorii și tehnicienii fabricii de confecții și tricotaje București. Dintr-o colecție de peste 800 noi modele,
Am ales câteva pentru dumneavoastră. Ar mai trebui spus că, odată cu linia elegantă și modernă a modelelor, colectivul Fabricii de Confecții și Tricotaje București a urmărit insistent reducerea prețului de cost. Printre cele mai dificile modele au fost creațiile destinate copiilor. Se pare însă că și pretențiilor lor li s-au găsit destule soluții. Să-i felicităm de ziua lor! Viitorul posesor al turismului de 4 copii putere îi verifică performanțele. Prezentarea modei complică datele probleme. Mingea, pălăria sau rochia propriu-zisă. Atenția prezumtivelor cliente e motivată. Rochie de plajă cu pantalonaș. Despre acest costum doar atât. Ziua bună se cunoaște de dimineață. Noul an a adus Fabricii Dâmbovița un dar de zile mari. A fost dată în folosință banda pentru producția de încălțăminte din piese prefabricate. Pentru productivitatea muncii, aceasta înseamnă că o secție a 11-a de pildă va ajunge să dea încă în acest trimestru cu 300 de perechi de pantofi mai mult la fiecare 8 ore. Se fabrică acum pe bandă unul din modelele care au fost viu apreciate la al 4-lea pavilion de mostre. Linie elegantă, un remarcabil bun gust, durabilitate și toate acestea înmulțite cu câte 300 de perechi mai mult pe schimb. În orașul de pe Vega, operatorii noștri și-au dat randevu cu eleganța. Loc de întâlnire, Casa de Mode a Cooperației Meșteșugărești din Timișoara. 5 cooperative își coordonează aici eforturile și imaginația în folosul timișorencelor și al celorlalți locuitori. Eleganța începe de la pantofi. Casa de Mode asigură pe bază de comandă armonia de gust exprimată în ținuta vestimentară. După ce au participat la o săptămânală parada modei organizată de această casă, reporterii noștri s-au declarat dornici să filmeze asemenea subiecte în toate orașele țării. Chiar dacă asemenea scântei de furie vor țâșni din ochii soților, e timpul să vă prezentăm câteva idei pentru revelion sugerate de întreprinderea de stat Arta Modei. E adevărat, sunt idei care fac aluzie la cecul dumneavoastră familiar. Cei care își doresc pentru anul care vine măcar o motocicletă, să-și roage soțiile să închidă ochii. Numai să reușească să le convingă. În fine, asta e situația. Vine revelionul. Nu discutăm cauzele asteniilor de primăvară în general, dar e sigur că la bărbați ele sunt provocate de moda feminină. Dragule, dar tu nu vezi că acum se poartă linia simplă, ușor evazată? Bine, draga mea, dar ce primă crezi tu că am luat pe trimestrul ăsta?
Pentru a pune capăt discuției și pentru că tot nu o să scăpați, vă informăm că modelele de față vă sunt prezentate de Fabrica de Confecții București. În domeniul confecțiilor pentru copii, numai mușterii sunt mici, nu și pretențiile. Fabrica 1 iunie din Timișoara a pregătit însă un larg sortiment de confecții pe măsura exigențelor. Mame și tați, nu mai rămâne decât să indicați lui Moș Gerilă adresa exactă pentru deservire la domiciliu. Arsenalul modern de care dispune azi aparatul de filmat face ca indiscreția să fie irezistibilă. În fața lui cad toate barierele și iată ne dezvăluindu-vă o taină. Taina toaletelor de toamnă, așa cum o pregătește Casa de Mode din București. Model de inspirație nucleară cu care autorii săi speră să declanșeze reacții în lanț. Care dovedesc că toamna se anunță bogată și în domeniul modei. Prin contrast, la aceeași dată, Clujul părea să beneficieze de unghiul de incidență mai avantajos al soarelui. Asemenea capricii ale vremii, nas, firesc, întrebarea, cum ne îmbrăcăm? Răspunsul îl găsesc începând din acest sezon clujenii la noua casă de modă a orașului. O construcție care onorează pe arhitecții și decoratorii săi și, din câte am constatat, în aceeași măsură pe cei însărcinați cu servirea publicului. Personal de înaltă calificare, modele unicat, cum se spune după ultimul jurnal. Întrunind sufragii unanime, Casa de Mode din Cluj constituie un exemplu ce merită a fi imitat. Apropierea sezonului rece a inspirat meșterilor de la Centrul de Creație UCECOM o serie de modele originale. Presupunem că ele interesează în egală măsură atât pe cele care le vor purta în toamna și iarna acestui an, cât și pe cei care le vor admira. Vă prezentăm așadar câteva selecțiuni din noutățile modei feminine ale semestrului 2-1970. Observați lungimile, talia, combinațiile blană-stofă, mă rog, faceți dumneavoastră observațiile necesare că, de priceput, har Domnului! Deschiderea noilor sale colecții de mode, Centrul de Creație al UCECOM-ului a încercat să rezolve fundamentala dilemă mini sau maxi. Pentru cine refuză compromisul, UCECOM-ul propune pantalon. Remarcăm cu satisfacție că în modelele cu care ne-am întâlnit, motive populare, inteligent stilizate, îmbogățesc discret și rafinat rochiile, bluzele și cordoane. La masculin nu știm încă dacă noi bărbații vom adopta sau nu vestele colorate și pălăriile cu boruri largi care ni se propun. Deși în compania tovarășilor noastre astfel înveșmântate, ne vom simți probabil obligați să ne îmbrăcăm cu mai multă fantezie. Anul 1970 va fi decisiv în bătălia în care se consumă cantități uriașe de danteluțe, culori și fantezie dintre mini și maxi jupă. Ceea ce nu pare încă a fi supus contestației în această primăvară care începe, este pentru adolescente pantalonul.
În rest, bătălia face ravagii. Mini-jupa mai opune rezistențe, după părerea marilor strategi, inutile, în vreme ce maxi-jupa atacă uneori sobru, alteori decoltat, întotdeauna cu farmec. Centrul de creație al UCECOM-ului a hotărât să se amestece și în războaiele altora, propunând modele interesante și exportului. În toate bătăliile acestea ar avea de pierdut câte ceva doar bărbații, pentru că, între altele, farmecul costă. Ca în fiecare an, balul automobiliștilor a strâns la oaltă pasionații volanului din mai toată țara, cărora li s-au adăugat și oaspeți din Franța, Suedia, Austria și alte țări. A fost o seară în care automobiliștii au încălcat voios toate interdicțiile de circulație. Aceasta nu ne va împiedica să recomandăm ca la anul, pe lângă o Miss Automobil, să fie aleasă și o Miss Contravenția. Bate la ușă iarna, dar moda își și trimite vestitorii, mai bine zis vestitoarele primăverii. Maestrii cercului de creație UCECOM ne prezintă în avantpremieră moda de primăvară 1971. Mini, midi sau maxi? Iată întrebarea căreia expoziția artiștii ai Croielii încearcă să-i dea răspunsuri originale. O undă vizibilă de lirism, accentuată de transparența vaporoasă a imprimeurilor, conferă ținutei de seară o tot mai pronunțată notă romantică.